Cum poți combate anxietatea? Hai că vorbim astfel astăzi, Alex, despre anxietate și despre depresie și evidențiem procesele care duc către aceste suferințe, da? Astăzi vorbim, mulțumesc Petri, mulțumesc pentru inimioară, da? Toată lumea aici a clicuri, ci că trebuie mare șmecherie aici pe clicurile astea, pe inimioarele astea. Da, Alex, stai cu noi, sărut mâna, mulțumesc Gabriela. Da, și atacurile astea. Păi inimioarele astea. Da, Alex, stai cu noi, sărut mâna, mulțumesc, Gabriela. Da, și atacurile. Și o să evidențiez care-i șmecheria cu treburile astea. O să vorbim fix despre treaba asta și cum credința, da, conduce către anxietate, depresie și atacuri de panică. Da, este uluitor. Mulțumesc, Florentina, pentru trandafir. Vă mulțumesc tuturor. Păi, hai că ne-am adunat cel mai simpatic, să rămână Alina, ești drăguță, mersi frumos. Dacă tot ne-am adunat destui, hai să intrăm direct în subiect. Te salut, Săndele, te pup, mai e puțin și ne vedem, nu mâine, poimâine, răspoimâine. Salut, David. Deci, azi discutăm despre un subiect extrem de sensibil pentru marea majoritate. Și anume, credința. Foarte mulți când aud cuvântul ăsta, credință, se gândesc instant la Dumnezeu, la bărbosul din cer, la o entitate superioară. Însă, de fapt, în lumea asta personală a lui eu, în lumea asta în care anxietatea și atacurile de panică au atins cote inimaginabile, în care suicidul, iată, în mare parte datorat depresiei, a trecut, mulțumesc Diana, a trecut numărul de morți al bolilor incurabile, cum ar fi cancerul. Deci în lumea asta imaginată, subliniez, a liberului arbitru și a dreptului de a alege sau de decizie, mulțumesc, Alex, cărămida de fundament care susține această iluzie este credința. E uluitor. Deci, în primii pași ai omului în viață, el este învățat că trebuie să creadă. De fapt, învățat să fie nesigur. Chiar și ateii și învață copiii să creadă că nu există Dumnezeu. Și am spus-o de atâtea ori. Am făcut și un material, mai multe materiale. Și am să mă repet și aici. Mă, fraților, mă, surorilor, băi, motherfuckerilor, dragii mei, în momentul în care ai nevoie să crezi în ceva, înseamnă că nu ești sigur de acel ceva. E logic, e la mintea cocoșului. Deci, eu n-am nevoie să cred că nasul există. Eu văd clar, palpez în mod direct, da? Ființare pură, că nasul există. Nu am nevoie să cred. Și materialul de astăzi este intitulat Credința distruge ființa. Eu nu vă văd comentariile, să știți, așa că nu mai comentați degeaba cât trâncăn eu. Această credință vine din nesiguranță, din frică, din lipsă. Simțindu-te incomplet, corpul fiind brăzdat de frică, ai nevoie să crezi că e cineva acolo sus care te iubește. De ce? Că așa ai fost învățat. La fel cum ai fost învățat că te-ai născut la o dată de. Mulțumesc, Arhanghel. Tu nu ți-ai trăit niciodată nașterea. Tu doar crezi că că te-ai născut. Ți s-a spus, n-ai experimentat niciodată direct și ai luat-o de bună. Așa s-a format lumea asta a suferinței, care, dacă priviți în jur, vedeți clar cum este. Oamenii sunt într-o continuă căutare a fericirii și a păcii. Și tocmai din această cauză, pentru că o caută, nu o găsesc.
umblă de nebuni, pe peste tot. Iată tensiune, iată efort, mânat de ce? De credință. Crezi că există ceva, întotdeauna altceva decât ceea ce este, care îți poate aduce liniște. Fericirea, împlinirea. Că așa ți s-a spus. Mulțumesc, Dragoș, te pup, fratele meu, mersi mult. Exact. Și tot din această credință apare și anxietatea și depresia. Cum vine asta? Vă explic cât pot eu de simplu. Vine în felul următor. Când ceva ce nu se întâmplă suprascrie sau deturnează ceea ce viu se întâmplă, fiind rezultatul unei credințe în gânduri, apare anxietatea și depresia. Da, în gânduri, credință. Omul, și în primul și în primul rând, crede în gânduri. El însuși fiind un gând, dar asta e altă discuție. Credința în gânduri. În asta credeți toți, în gânduri. Hai să fiu mai explicit de atât. Cum ar putea un gând, atenție mărită, un gând privitor la săptămâna viitoare să te afecteze acum? Prin credința în gândul că ceva rău s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare. Așa se întâmplă. Crezi în gândul că miercurea viitoare, să zicem, se poate întâmpla ceva nasol. Și de fapt, săptămâna viitoare nu există. Însă credința în acel gând aduce tensiune în corp. Destabilizează echilibrul lăuntric. Și așa, corpul, nefăcând diferența între pericolul imaginat și pericolul real, uite că începi să simți ceea ce îți închipui tu că ai simți săptămâna viitoare când se anunță un eveniment tensionat sau, să-i spunem, nasol. Da? Pentru că nu există niciun alt moment în timp în care ai putea simți sau în care simțirea să aibă loc. Simțirea are loc doar aici. Doar acum se poate simți. Dar repet, ai o credință că miercurea viitoare va fi ceva nasol și atunci corpul începe să se simtă, să spunem, aiure. Cel puțin aiure. Acum. Și simțirea asta, suferința asta, anxietatea asta, nu are o cauză reală. Nu are bază reală. E doar o credință într-un gând care spune ceva despre săptămâna viitoare, despre viitor, care nu există. Eu de-aia vă spun că anxietatea nu există cu adevărat. Mulțumesc pentru e-mail. E o iluzie. Are o cauză inventată, fraților. Imaginația formă gând, credință. Iată cum apare anxietatea. Crezi un gând care îți spune că s-ar putea întâmpla ceva rău cândva. Și totuși nimeni nu vede, mă, că rădăcina acestei suferințe este eul, persoana care crede. Mulțumesc, Alex, pentru... La fel și cu credința în gândul despre trecut. Ce bine era odată, ce bine eram eu odată. Sau, dar eu nu eram așa, mi explică foarte mulți în programele noastre individuale, de la cabinet sau online. Mulțumesc, Alex, pentru trandafir. Eu nu eram înainte așa, știi cum eram? Mutam munții, băi, și acum uite cum sunt. Și, bă, credința în gândul că era într-un fel și credința că nu mai ești în felul acela, mersi mult, Alex. Deci trecutul oricum nu mai există, nu e real. Ei, această credință aduce la nivel de corp depresia. Iar aceasta nu are o cauză reală, ca și anxietatea. Este din nou o cauză inventată.
o amintire, din nou credința într-un gând. Da? De-aia vi se spune de către Iisus în povestea asta. Bă, atenție, o poveste, că m-au luat toți, domne, că Iisus n-a zis, n-a scris nimic niciodată. Bă, e o poveste. Ne jucăm cu ea că îmi place foarte mult. Dar are o aplicabilitate, cel puțin în zona asta superficială, de suprafață a anxietății. Deci Iisus spune așa, fix legat de această speță a credințelor, facă vise după credința voastră. Repet, facă vise după credința voastră. Este fix ce am explicat mai devreme. Deci nu vorbea aici despre crede și te vei vindeca. Bă, nu există această frază, am căutat-o, dar mi-a venit rău, două zile. Bă, în scrierile autentice ortodoxe nu există așa ceva. Nu vorbea despre vindecare. Asta a fost inventată de niște idioți mult mai târziu cu credința. A spus, facă-vi-se după credința voastră. Se referea efectiv... la tot și toate, nu numai în cazurile astea de anxietate și depresie, da? Tot ceea ce cuprinde acest plan existențial. Și astfel, dacă ai credința în minte, în cap, în gânduri, ceea ce pare a fi viața ta este despre ieri și mâine. Este despre trecut și viitor. Bineînțeles că depresie și anxietate. Asta este viața personală. E normal. Dacă continui să crezi în gânduri. Bă, însă când credința cade, când toate credințele și scara de valori a persoanei cade, ce va rămâne? Ce rămâne? Când toate gândurile cad, dispar, când toate ideile, conceptele preluate de la alții, credințele cad și dispar sau cel puțin sunt văzute a fi iluzorii și aparent nocive, după cum am explicat la început, ce rămâne, fraților? Vă spun eu ce rămâne. Viața. Liniștea. Pacea. Bucuria. Asta. Libertate. Rămâne ceea ce viu se întâmplă. Și nu mai e suprascris de povestea ta. De povestea lui eu, care funcționează în timp și fiind o poveste, mulțumesc, Double V, este inventată, este ireală. Tot ceea ce ține de tine și de ceea ce crezi tu că ești și este, e inventat, e fictiv, nu există cu adevărat. Mulțumesc, Costina, mulțumesc mult. Aici, în aceste materiale, sugerează în mod direct că nu există doi. Nu există tu și ceilalți, nu există tu și viața, eu și viața mea, tu și viața ta. Nu există viața mea care mi se întâmplă mie, nu există tu și Dumnezeu, atenție. Astea-s doar gânduri. Este doar asta, ceea ce viu se întâmplă, o singură energie manifestându-se în toți și în toate, apărând în fiecare organism viu de pe această planetă. Aceeași energie pe care unii au numit-o, și mie îmi place să-i spun, Dumnezeu. Dar nu ne referim aici la un bărbos în cer care are liste cu fiecare și vă urmărește pe fiecare și scrie acolo, mamă, ăsta a supul, ăsta și-a băgat-o în cur. Mulțumesc pentru inimioară. Ăsta a furat, a zis, gata, îl trec aici, îi pune mobilă neagră și l-aștept la judecată. Nu există, mă, fraților, astea sunt povești de a dormi copiii. Însă cea mai mare poveste este povestea ta. Tu și viața ta. Care începe, m-am născut la data de... din părinții cu tare am făcut asta, am asta, am făcut... E o poveste, nu e reală. Ceea ce este real este ceea ce viu se întâmplă. Până când nu se va vedea acest lucru, suferința va fi al doilea nume al vieții tale. Este o constantă a vieții tale. Trăind în poveste, în intelect, că doar acolo persoana poate trăi, persoana fiind ea însăși povestea eu-ul acela la care te referi când vorbești despre tine, întotdeauna va exista suferință.
ba depresie, ba anxietate, ba frică, ba păreri de rău. Indiferent de ce ai face, de ce ai înțelege, terapii sau eu mai știu, nu te vei elibera. Și asta am curaj să o dau scris. Cunosc terapeuți, bă, nu unu, zeci, dacă nu sute, mi-au venit și pe la cabinet, bubuiți grav. Cunosc psihologi care iau anxiar. Bă, este uluitor. Mulțumesc, Gabriela. Bine, în povestea asta, să-i spunem minunat de strâmbă a lui Eu, parcă sunt dandoasele. Grașii îți dau sfaturi despre cum să slăbești, nutriționiștii care arată ca un frigider de la mare side by side îți dau sfaturi cum să mănânci corect și tot așa. Proștii te învață cum să vorbești și să scrii, inculții te învață cum să fii deștept și tot așa. Asta este lumea în care Eul se învârte, o cloacă a minții ordinare. Da? Săracii te învață cum să fii milionar, bolnavii te învață cum să fii sănătos, grasii te învață cum să fii slab. Bă, așa se întâmplă și aici. Repet, am curaj să vă dau scris. Nimic din ceea ce faceți, fie că credeți în Dumnezeu, că vă duceți la biserică, că spuneți rugăciuni, mantre, fie că meditați, faceți terapii cu lumină, cu cristale, vă aliniați chakrele, mantre, om și toate căcaturile, că faceți craniosacrale, regresii, hipnozii și eu știu câte și mai câte, psihoterapie, psihologie, psihiatrie, mai... Bă, nu vă veți vindeca, pentru că problema sunteți chiar voi. Și nimeni nu abordează, nimeni nu evidențiază. Însă aici se întâmplă asta, înșezătorile non-duale în fiecare joi seară, în care se lasă liniștea. Se vede clar că acest eu care crezi că ești, sursa tuturor suferințelor, nu-i nicăieri. Și apare liniștea, dispare totul, odată cu eu totul. Și facem asta de 100 de ori mai intens în tabere. Următoarea tabără începe miercuri acum. Care n-aveți ce face, sunteți bineveniți. Tocmai mi s-au eliberat două locuri. Un cuplu m-a anunțat zilele trecute că nu mai poate veni. Deci am o cameră liberă. Care n-aveți ce face pe acasă, sunteți bineveniți, fraților. Prețul nu este mare, ba chiar este, cred că e cea mai ieftină tabără de zona asta, să le zicem, spiritualistă, dar nu, noi nu facem spiritualitate. Vin tabără să te distrezi, să ne distrăm împreună, să facem o caterincă, să mâncăm ceva bun, să bem ceva drăguț, să facem un foc de tabără. Bă, eu vă spun de la început, nu veniți în tabără cu așteptări, nu veniți în tabără cu gânduri de mai bine, pentru că este deja bine. Nu veniți în tabără cu gânduri. Veniți în tabără să vedeți fără să credeți, atât. Pentru că este, asta e vital, să vezi că totul este ceva, este deja bine. Da? Când toate credințele dispar, când nevoia de a crede, care vine din frică și nesiguranță, dispare, chiar și credința, nevoia de a crede în Dumnezeu, apare libertatea aia după care alergi. Mulțumesc, Costina, îți mulțumesc foarte mult. Și cei care... vreți ceva mai intim, mai intens, veniți la cabinet. Și am niște domnițe acum de curând la cabinet care m-au uimit, frate. Mulțumesc, Florentina. Mi-au venit din țară, de la sute de kilometri distanță, bă, oameni buni. Chiar cineva care lucrează și noaptea, a doua zi vine la cabinet, frate, și face zeci, sute de kilometri din alt oraș. Atenție! Și mai are și epilepsie, mă. Atenție mărită, și voi vă plângeți și vezi răspunsuri pe TikTok, vreți răspunsuri pe WhatsApp, căutați salvarea în materiale video pe internet. Bă, nu funcționează așa. Pentru că nu există nimeni care să fie salvat, bă. Cel care se vrea a fi salvat este iluzia care generează suferința. Eul mental, tu ăla care te duci să practici, ducându-te să faci ceva, să practici ceva, înseamnă că nu, ceva nu e bine. Iar acel sentiment că ceva nu e bine și ceva lipsește, este singurul cu care rămâi. Singurul. Sigur, practicile îți pot aduce o liniștire de moment. Eu nu spun că sunt rele, spun doar că sunt inutile. Practicile îți pot aduce o stare anume, de exemplu meditația. Însă este trecătoare starea aceea. Și nu e real. Ceea ce e trecător este ireal. Da? Dar ceea ce rămâne
în lumea lui eu este sentimentul ăla de ceva nu-i bine. Neîmplinirea, insatisfacția. Da? Cu aia rămâneți, indiferent de ce ați face voi. Da? Cam asta e. Bă, oricum n-am citit nimic din ce mi-ați scris până acum și nici nu o să recitesc. Dacă aveți întrebări arzătoare, deși oricum majoritatea sunt numai tâmpenii 100%. A! Bă, nebunilor! Bă, iubiții mei, minunaților, frații și surorile mele! Bă, nu există așa ceva, mă! Credința e tot un gând. Toată credința are un singur obiect. Gândul sau gândurile. Când există credință în gânduri, că doar într-un gând ar putea să fie, depresie și anxietatea sau anxietatea și atacurile de panică sunt o certitudine, mă. Pentru că de acolo se consideră că timpul e real și nu e, nu există mâine și nici ieri. Când credința are loc, are automat loc în gânduri. Și aceste gânduri vor produce, aparent, o grămadă de rahat care de fapt nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Vor produce impresia că se întâmplă, dar nu se întâmplă. Anxietatea și depresia. Anxietatea, frica de ceva ce nu se întâmplă. Da? Depresia. Neîmplinirea, tristețea, regretul față de ceva ce nu mai există, părerile de rău, frustrarea. Și de fapt, în fața ochilor tăi, nu se întâmplă nimic. Asta face credința, mă. Da. E ca un văl negru în fața ochilor. Mulțumesc, Costina, mulțumesc mult. Când credința va credea, doar atunci va apărea pacea și liniștea. Dar nu pentru tine, căci credința cade odată cu cel care crede, mă. Pentru că cel care crede nu există cu adevărat. Și el este însuși tot o credință. Pentru aprofundare și trăire pură a celor spuse, vă aștept față în față. Ori în tabere, ori la cabinet, ori online în ședințe 1-1. Mai merge și pe Zoom câteodată în fiecare joi, pe grupul de WhatsApp, Simplitate Non-Duală, intrați sub forma unui abonament, da? Plătiți un abonament lunar de 5 pachete de țigări. Sunteți pe grup acolo, facem catering, că da, mai susținem dacă apare o suferință, se mai dau indicații de aici, da? Și primiți linkul de acces în Zoom-urile din fiecare joi seară. 30 de zile, abonament, 4 Zoom-uri incluse. Asta este, da? Și acestea fiind zise, hai să să ne simtem bine, cum s-ar zice, nu? Nu?